Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne ocupăm de rezolvarea de probleme în care intervin rapoarte, procente, mărimi direct și invers proporționale. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să-și organizeze o petrecere de ziua lui de naștere. Are la dispoziție suma de 250 de lei și vrea să vadă cum o poate cheltui. Ce sumă cheltuiește Andrei pentru cumpărarea sucurilor dacă acestea costă o cincime din suma de 250 de lei? Deci o cincime, 1 pe 5, din 250 de lei, este egal cu 1 supra 5 ori 250. Putem simplifica cu 5. 250 împărțit la 5 este 50. 5 împărțit la 5 este 1. Deci egal cu 50 de lei. Deci pentru sucuri, Andrei cheltuiește 50 de lei. Își pune problema câți bani i-au rămas. Deci 250 de lei minus cei 50 de lei pentru sucuri, i-au mai rămas 200 de lei. Andrei se gândește să pună deoparte pentru urgențe 15% din banii rămași. Câți bani a păstrat Andrei? Câți bani a pus deoparte și câți bani i-au rămas? Deci 15% din cei 200 de lei egal cu 15 supra 100 ori 200, putem simplifica cu 100, 200 împărțit la 100 este 2 și 1, deci 15 ori 2 egal cu 30 de lei. Deci înseamnă că Andrei a pus deoparte 30 de lei. Și atunci 200 minus 30 egal cu 170 de lei mai are Andrei pentru diferite cheltuieli. Deci, lui Andrei au rămas 170 de lei. Să calculăm cât dă Andrei pe arahide, sărățele și prăjituri. Dacă banii pentru arahide și sărățele sunt direct proporțional cu numerele 3 și 4, iar banii pentru sărățele și prăjituri sunt invers proporțional cu numerele 5 și 2. Să facem următoarele notații. Notăm cu A suma de bani pentru arahide, cu B banii pentru sărățele, iar cu C banii pentru prăjituri. Ce știm? Că cele trei sume, A plus B plus C, ne dă 170 de lei. Știm că arahidele, banii pentru arahide și pentru sărățele, se află în proporționalitate directă cu numerele 3 și 4. Asta înseamnă că putem să scriem un șir de rapoarte egale, adică A supra 3 este egal cu B supra 4. De asemenea, știm că banii dați pentru sărățele și pentru prăjituri se află în proporționalitate inversă cu numerele 5 și 2. Înseamnă că putem să scriem un șir de produse egale, adică B ori 5 este egal cu C ori 2. Dar dacă ne gândim la proprietatea fundamentală a unei proporții, înseamnă că de aici putem să scriem o proporție, B, orice, deci să îi punem pe aceștia pe post de extrem, va fi egal cu C ori 2, C-ul mez și 2-ul de asemenea mez. Haideți să comparăm cele două proporții obținute. Observăm că aici avem B supra 4, dincoace avem B supra 2. Ca să avem același raport, haide a doua
proporții să o mulțim cu 1 supra 2, să obținem o proporție derivată. Deci b ori 1 este b, supra 2 ori 2 ne dă 4, egal cu c ori 1 este c, 5 ori 2 ne dă 10. Și atunci, dacă ținem cont și de relația 1d deasupra, obținem faptul că a supra 3 este egal cu b supra 4, este egal cu c supra 10. Să notăm șirul acesta de rapoarte cu k și continuăm. Deci am obținut a supra 3 egal k, de unde a egal cu 3 ori k, b supra 4 egal cu k, de unde obținem b egal cu 4k, iar c supra 10 egal cu k, de unde rezultă c egal cu 10k. Dar ce știm? Că suma dată pe cele trei produse, deci a plus b plus c, egal cu 170 de lei. A-ul este 3k plus b-ul 4k, c-ul 10k, egal cu 170. 3 plus 4 plus 10, toate în k, ne dă 17k egal cu 170. Și dacă împărțim relația la 17, obținem k egal cu 10. Deci, în final, a-ul, care este 3 ori k, adică 3 ori 10 egal cu 30 de lei, dă pentru arahide. B-ul este egal cu 4k, adică 4 ori 10 egal 40 de lei, de Andrei pe sărățele. Iar în final, C-ul egal cu 10K, adică 10 ori 10, egal 100 de lei, de Andrei pentru prăjituri. Deci iată cele trei produse care le mai cumpără Andrei pentru petrecere. Îi dorim la mulți ani lui Andrei și vouă vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.